S-a terminat? O, oh, vai, o, oh, picioarele încă îmi bat. Asta da antrenament de copt. Însă Bunuelos? Arată bine. Sper că toți ați luat notițe. Oh, ar trebui să scriu o carte. O să-i spun, coace ca o regină. Îmi miroase a bestseller. Mie unul îmi miroase a ars. Bine, majestate. Mai avem un ultim pas din rețetă. Adăugați fulgi de vânt. Mă descurc de aici, Alice. Fulgii de vânt sunt partea mea favorită. Oh, așa. Asta numesc eu un vârf demn de o regină. Papa, de ce nu iei copiii să faceți curat pentru cină? Termin eu aici. Bine, Miha, dacă ești sigură. N-am mai văzut pe cineva să coacă cu atât fulgi de vânt până acum. Trebuie să recunosc că nu pare în regulă. Poate ar trebui să verificăm rețeta ca să fim siguri. Pune un vârf de fulgi de vânt cu folos și sirop pe loc, ca să stea jos. Noi am pus sirop pe loc cumva? De ce n-am face-o? Sigur am pus, normal că am pus. Oh, vai, am pus. Oh, am terminat, copii. Bunuelos, sunt în cuptor, mă duc să-mi fac siesta cât se coc. Pa, pa. Am face bine să pune sirop pe loc. N-am mai văzut un cuptor să facă asta. Relaxați-vă, probabil face doar dansul hazardului. Vedeți? Da, da, da. Nu cred că știu partea asta. Asta nu este bine. Ce cu toată hârmălaia asta? Bunuelos, sunt gata în timp record. Chiar sunt bună. Nu! Ce se petrece? Întreg palatul trebuie să fi fost luat de vânt. Ce mare încurcătură! Oh, nu! Decorațiunile mele de nezi! Cașcaval! Ceasul meu! Zboară timpul! La propriu! Alice, te rog, oprește vântul! Majestate, ne-am adăugat ultimul ingredient! Sirop pe loc! Oh, e doar vina mea! Se pare că să coci nu e așa ușor. Bună din nou! Stai un minut de coacere! Ceasul îi ferie! Ernesto, vântul probabil circulă în cercuri. Trebuie să ne dăm drumul! Ce? Trebuie să folosim vântul, nu să ne opunem. Dar nu o să ne sufle vântul pe toți? E singura șansă pe care o avem ca să ne întoarcem la bucătărie și să terminăm rețeta. La 3! 1, 2, 3! Ia-ți-vă drumul! Asta e! Bună, Ernesto! Așa mai merge! Ține de mine, iepure! Nu privi în jos! Nu privi în jos! E grozav! Mă bucur că cineva se distrează! Hai să ne mărtim! Pe mai târziu, Alice! Salvați Bunuelos! Țineți-vă, majestate! Următoarea oprire! Bucătăria! Repede! Siropul pe loc! Turnați, majestate, din toată inima! Să vedem! Alice, ai salvat palatul! Din adâncul inimii, mulțumesc! Regală treabă cu siropul, majestate! Ai reușit! Recunosc, am multe de învățat de la tine, Alice, și uneori e o idee regală să ceri ajutor. Dar, mama, aș vrea să spun că nu m-am mai distrat niciodată așa de mult gătind. Cred că am descoperit o nouă tradiție: coptul în familie. De acum vom coace în familie în fiecare nezi. Ura!